Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O să avem o vară memorabilă, prieteni, la fel ca mulți alți europeni. În Marea Britanie s-a înregistrat recordul de temperatură, 40,3 grade Celsius. De fapt, pentru prima dată în istorie, temperatura din Marea Britanie a depășit 40 de grade. Au fost 42 de grade în sudul Franței, 43 de grade în nordul Spaniei și iată că vine și la noi valul de aer tropical cu temperaturi neobișnuite ridicate. Acum, în fiecare vară avem parte de episoade de caniculă, dar de data asta pare a fi ceva ieșit din comun și nu suntem decât la jumătatea lui iulie. Meteorologul Silviu Grigore este la telefon. Bună dimineața, Silviu. Neața. Bună dimineața. La ce trebuie să ne așteptăm în zilele următoare, Silviu? Dacă ați început cu valorile din vestul Europei, să spunem că acolo astăzi lucrurile se schimbă și se schimbă semnificativ negativ, aș putea spune, pentru că după acest val de căldură de origine nord-africană, acolo vin furtuni și mai ales în Franța, în Germania, Belgia, în țările de jos, astăzi vor fi furtuni pe care le vom caracteriza spre seară, chiar devastatoare pentru unele zone. Revenind însă la zona țării noastre, da, remarcăm faptul că masa de aer tropical despre care vorbați se extinde și evident își extinde influența și către sud-estul Europei, către zona țării noastre. De altfel, am vorbit și în zilele precedente, mai ales în peninsula balcanică, despre valori foarte ridicate, dar deja de astăzi la noi vorbim despre valori care trec de 35 de grade, 35 de grade la umbră fiind considerate pragul zilelor caniculare. 36 de grade, probabil cea mai mare valoare astăzi în zonele de câmpie din vestul și sud-vestul țării, disconfort termic foarte accentuat, indice temperatură umezeală, va atinge și chiar va depăși pragul critic al disconfortului 80. Lucrurile însă de mâine avansează, ceea ce înseamnă că treptat temperatura va crește. 37 mâine, 38 sâmbătă, cel mai probabil valori până în jur de 39 de grade. De altfel, foarte probabil sâmbătă va fi vârful acestui val de caniculă. 33 la 39 de grade la umbră, practic doar pe litoral, cu excepția zonelor de munte, bineînțeles, vor fi valori suportabile, să spunem, 28, 30, 31 de grade, dar cele 39 de grade la umbră înseamnă la valori resimțite chiar 44 spre 45 de grade, așadar disconfortul termic va fi unul extrem de accentuat. Evident, adăugăm aici accentuarea secetei, creșterea riscului de apariție a unor incendii și avem un tablou al unei veri mai puțin obișnuite, așa cum ați spus. Bun, acum riscăm, adică s-ar putea să se ajungă și la 40 de grade în perioada următoare, care chiar o valoare foarte cele mare. 39 de grade despre care vorbeam, evident că s-ar putea transforma în aproape 40 de grade, dar haideți să ne amintim ce se întâmpla exact cu 10 ani în urmă, respectiv vara anului 2012, atunci când am avut maxime la umbră în sudul țării chiar și de 43,5 grade Celsius, în capitală 41,5. În aceeași perioadă? Iulie-august au fost câteva valuri de căldură foarte, foarte persistente, au fost chiar numeroase zilele cu peste 37 de grade, cei drept valorile pe care le amintesc eu s-au înregistrat în prima decadă a lunii august atunci, dar în ceea ce privește luna iulie, spre exemplu, maximul absolut al lunii iulie pentru țara noastră a fost înregistrat pe 24 iulie, în 2007 au fost 44,3 grade Celsius la Calafat. Asta este un episod care are, va avea persistență, va dura mai mult, adică după duminică ce se întâmplă? Practic, duminică lucrurile se schimbă ușor în sensul în care, pe fondul accentuării instabilității atmosferice și valorile termice vor mai scădea puțin, dar vremea rămâne călduroasă, caniculară în bună parte a țării, vor fi acele fenomene asociate instabilității atmosferice, poate izolat cu accente mai puternice, respectiv averse, torențiale, descărcări electrice, vijelii, grindină, dar, repet, acestea vor fi pe areale foarte restrânse. Ulterior, tot despre vreme călduroasă, tot despre caniculă și secetă vom discuta. Așadar, va fi un episod destul de prelungit. Mulțumesc foarte mult, Silviu Grigore, ai grijă de tine și să ne auzim cu bine. Nu m-a bucurii, practic. Da. Vin. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.